continuará como sua scrâncea la seștea când putere. Învoarați macină ființa și trupul îți plânge tare când nu găsești un lume leac, nici unde ai nare. Privește în sus, spre Creator, în El găsești salvarea, când este medicul suprem, El îți dă vindecarea. Când gerurile te lovesc și vântul îți bate în pete, când răul ți se adună în suflet, pământ în tine cete, tu cheamă Duhul Sfânt să vină să-ți curețe cetatea, un vas curat în templu sfânt vei fi, cum spune cartea. Când suferința necurmată te îndemnă des spre moarte, când crezi că nu mai ai de cazuri, în viață tu ai parte, încrede-te în cuvântul sfânt. Ce Biblia îți spune, căci doar credința în Iisus te scapă de genunchi. Când pentru crezul tău în Domnul te lasă, tată, frate, când drumul crucii azi de mamă, de soră te desparte, nu dispera, că sus în cer, nu vei mai duce Domnul, căci vei avea și frați și mamă în Tatăl Creatorul. Chiar dacă râde întreg pământul de marea ta credință, chiar dacă nu cred în Scriptură și în marea biruință, tu să le spui că harul lumii era peste popoare și cel ce crede în Hristos de veci viață are. Când te lovește din adâncul cel rău în disperare, când te încearcă îndoiala și frica ta pe mare, fii precum eu, plin de credință, să nu culegi divinul, căci nu mai sus la cer pe mierea, aici jos pe linul. Când vrei să fii și tu mai mare precum a vrut Adam, când nu ai teamă de sentință cum se temea Avram, să-ți amintești de vechea lege, ce moartea îți aduce, de harul ce Iisus ți lasă mântul atunci pe cruce. Chiar dacă tânăr în credință, tu ești și îmi e teamă și îți e teamă, chiar dacă în jur semn cuvântul și nimeni nu ia seama, tu te încrede în Iisus, copil a fost și El, vei crește în adevăr și tu de tine să fii ca El. Când Dumnezeu îți va trimite din când în când mustrarea, când glasul Lui de tunet spune că ai pierdut cărarea, tu să te bucuri că ai parte aici, jos de dojană și sus la tron de judecată vei fi fără prihană. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lume. Ioan 16:33. Amin.